Târgoviștenii au înregistrat doar două succese în campionat, ambele în fața Codașei CSM Pitești. De partea cealaltă, gazdele de sâmbătă au 13 înfrângeri consecutive și doar 87 de puncte înscrise în meciurile disputate până acum. Chiar și în cazul unui succes, Arsenal va rămâne pe poziția 5-a în serie, la mare distanță de locul 4 ocupat de Metrorex. Sâmbăta viitoare, oamenii lui Viorel Țuică întâlnesc Olimpia pe terenul de la Tăiș în ultima etapă a fazei a treia a campionatului.